Who's that flying up there? Is it a phone? No! Is it a tablet? No! Is it a foldable? Yeah! Și apropo de întrebări și răspunsuri, ieri am pus această poză pe Instagram și am întrebat și eu ce e asta? Ce țin în mână? Iată și câteva dintre răspunsuri. Icoana făcătoare de minuni. Golf 4, stare bună. Alt Golf 4, 1.6 cu gpl -ul. Altul zice Golf 5, că 4 nu mai costă atâta. Ce aveți mă cu Golful? E vreo memă ceva? Și ca să mai rămânem un pic la mașini, am mai zis unul, Galaxy Ford 2 și ți-ar mai rămâne și bani de un Ferrari de la EMAG de Black Friday. Un rinic? Alt rinic, mai de Doamne ajută, zice altul. Rămânând tot la rinic, cineva zice că am transformat un rinic într-un telefon și că asta cumva m-ar face the next Jesus. Bună! Alții zic, ramă foto digitală, Nokia 3310, AllView p 8, MacBook Pro 12, Oppo Phone și iPhone scrise împreunat și cum se aude, altul mai realist Microsoft Duo. Țin în mână algoritmul, biroul sau Escobar Fold, alte trei răspunsuri propuse. Alții mai realist 2000 de euro. Preocuparea pentru preț se simte în multe dintre comentarii gen ăsta. Tabletă 300 de euro, tabletă pliabilă 2000 de euro. Alții o ard tech așa, o minune tehnică inutilă. Mi-a plăcut în special ăsta, un telefon din seria doar pentru că poți nu înseamnă că ar și trebui să o faci. Sau în aceeași notă, telefonul prin care încearcă Samsung să se scarpine cu mâna dreaptă la urechea stângă. Și mai dur, probabil ceea ce trebuia să fie cu adevărat Fold 1 și nu acea chestie lansată pe repede înainte cu multe probleme. Unul este optimist și împăciuitor. Poate de data asta e cu noroc pentru Samsung. Altul este romantic. Viitorul. Altul pragmatic. N-ai specificat despre care mână zici. Sau simulat naiv. Sunt chior, nu văd bine. Guys, m-ați făcut să râd de-am pognit și jur că mi-ați înseninat ziua. Zeci și zeci de comentarii. Vox Populi, vedeți, da? Am dat citire părerilor voastre. Și ați rezumat magistral multe dintre întrebările pe care le ridică. Da, cei mai mulți dintre voi mai puțin glumeți, ați răspuns corect. Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Cine pana mea s-a gândit la numele ăsta atât de scurt? Și citind nenumăratele comentarii, la obiect sau nu, normal că mi-am pus niște întrebări. Bă, care-i treaba cu telefonul ăsta? ce cu el? Care-i sensul și scopul lui în viață? Astea așa, generale, ontologice, dar au apărut și câteva mai pământene. Cum faci un video despre un telefon la care nu doar că vor avea acces extrem de puțini, ci mulți probabil nici nu vor ajunge să-l vadă în realitate vreodată. Și mai ales, de ce să faci un astfel de video? Bine, asta în afară de faptul că m-ar plăti Samsung. De ce v-ar interesa pe voi acest telefon? Iar răspunsurile par să fie conținute deplin în comentariile voastre. Mai în glumă, mai în serios. Știi cum e. Adevărul se spune de multe ori în glumă. Ce reiese deci din comentariile voastre? Că este scump. Foarte scump. 1000 de euro că prima lui versiunea, că am dat fail, că este inutil. Și atunci de ce v-ar interesa? Și pe cale de consecință de ce l-aș prezenta? gata, Aici să termină clipul. Hai, pa. Ura și la gară. Nu așa de repede. Acordați-mi un pic din timpul vostru prețios să văd dacă pot să vă convin că Fold 2, nu pot cu numele la lung, sunt amnezic, merită atenția voastră și de ce. Ce ziceți? Rămâneți cu mine mai departe în acest video. Aveți doar puțin tică răbdare și vedeți-l pe tot. De video zic, s-ar putea să fie cu totul altceva decât vă așteptați. Să vedem. Întâi de toate, indiferent ce ai încerca să faci, trebuie să începi de undeva. Și uneori acest început este bun și exploziv și atunci ok, urmează un galop de sănătate. Alteori începutul este mai puțin bun și cei mai mulți sunt tentați să abandoneze. Repet, cei mai mulți. Acest al doilea scenariu este din punctul meu de vedere și cel mai important. Cel care face diferența între adevărați învingători și ăia pur și simplu norocoși, adică ăia din prima situație. Pentru că aici se vede cu adevărat din ce ești făcut. Abia în astfel de situații se văd perseverența, tăria de caracter și determinarea. Ei și acum hai să mărim miza acestui ceva de milioane de ori. La figurat, dar și la propriu. Adică de la nivelul unui individ la nivelul unui gigant, cum este Samsung, unde failurile se măsoară cu miliardul. Și să mai luăm în calcul și că acel ceva pe care ți l-ai propus nu este un început doar pentru tine, ci este un început în general. Adică până la tine sunt prea puțini sau deloc ăia care au mai făcut asta. Ce? O nimica toată. sunt două ecranul. Mare scofală. Fie și pentru simplul fapt că doar ți-ai propus așa ceva, mie mi se pare demn de respect. De ce să-ți bați singur cu în talpă când unii dintre competitorii tăi scot ani la rând același lucru și le merge foarte bine, gen ajung să valoreze decât 2 trilioane de dolari pe bursă? Sigur, ați putea spune că Samsung au de unde, dar țineți cont de două aspecte. Odată că nu i-a obligat nimeni să facă asta, să caute, să inoveze, să riște, în loc să stea cu fundul pe și să vândă și mai mult din ce aveau deja. Și apoi că la nivelul ăsta pariurile și mizele sunt uriașe. Poți să dai lovitura și atunci îți sunt răsplătite gros eforturile, dar poți să și pierzi bugetul câtorva țări africane pe o singură carte. Imaginează-ți că ar fi afacerea ta. Nu e ușor să iei astfel de decizii și să-ți asume astfel de riscuri. Și da, e mult mai ușor de făcut bășcălie de pe margine decât să fii tu în mijlocul acțiunii. Iar Samsung este o companie încăpățânată și care a arătat nu dată că are cohones, că ține la tăvăleală, că știe când greșește și că învață din aceste greșeli, că se ridică și ca a doua oară face mai bine. Să vă aduc aminte de povestea lui Note 7 care lua foc? Păi îmi spunea un tip de rang foarte înalt dintr-o companie concurentă la vremea aia, destul de uimit și admirativ, următoarea chestie. Pe cei mai mulți, un asemenea scandal i-ar fi îngropat, indiferent de cât de mare ar fi fost. Și avea dreptate. Samsung a pierdut atunci big time, dar s-au ridicat de jos, s-au scuturat de praf și s-au pus din nou pe treabă. Și mai îndrăgiți și mai determinați. Și iată acum, ani mai târziu, acest Note 20. Poți să zici că nu este o reușită? Nu poți. Iar cu primul fold, situația a fost poate nu la fel de dramatică, dar oricum nasoală. Decât se exfolie ecranul. Vă spun cât se poate de sincer că nu odată m-am gândit că nu vom mai vedea vreodată un al doilea fold. Și de ce ar mai fi apărut? Primul a avut probleme. Samsung avea destule alte modele care să se vândă bine. Nu era o miză financiară, adică implica probabil mai multe cheltuieli decât câștiguri, cheltuieli în cercetare și dezvoltare, pentru un telefon de 2000 de euro pe care să-l cumpere trei bogați. Și nu vă lăsați prostiți că las că destui pițipan și pițipance care să arunce 2000 de euro pe așa ceva. Asta este o tâmpenie ca aia că dacă te-ai luat după mașinile scumpe, ai crede că România este o țară bogată. Bullshit! Ca să faci bani cu adevărat, trebuie să faci volume. Aici sunt banii adevărați, iar Fold clar nu este un model de volum. Dar în ciuda tuturor acestor argumente raționale și cuminți, Samsung a hotărât altfel. Și iată-l. Iar Fold 2 nu este Fold 1, sigur, și iarna nu-i ca vara, Dar înțelegeți ce am vrut să spun. Dar până și despre Fold 1 se poate spune ceva de bine. Și anume că era diferit, iar pentru mine cel puțin a fost reconfortant să văd ceva diferit care să mai scoată piața din amorțeală o categorie nouă. Nu pot zice că nu e așa. Sigur, imperfect și cu probleme, dar Fold 2 îți dă impresia că Samsung au adresat fix acele imperfecțiuni și probleme de care ne-am plâns la primul Fold. Uite, ecranul de pe spate sau, mă rog, față cum ar veni, e greu să stabilești care e fața și care e spatele la această specie nouă pliabilă. Primul Fold, 4,6 inch de ecran, de zici că era Nokia Communicator care călătorise în timp în 2019. Fold 2, 6,2 inch, tată, o dată și jumătate mai mare și în felul ăsta în sfârșit util. Altceva, corect? Ecranul mic, adică ăsta, este un Super AMOLED pe 60 Hz. E drept, cu o rezoluție cam foarte ciudată. 2260 cu 816, pentru că este foarte lung și foarte îngust. Dar, așa cum spuneam, în sfârșit util. n să vezi filme pe el din cauza acestui form factor dubios, dar în sfârșit poți să interacționezi impecabil cu telefonul fără să trebuiască să-l mai deschizi. Iar dacă îl deschizi, minune! Te întâmpină un imens ecran, cel puțin pentru un telefon, de 7,6 inci. Veți vedea că are și plusuri și minusuri, dar înainte de a le adresa, hai să vorbim un pic despre mărimea care contează. Note 20 Ultra are 6,9 inci, deci este cu doar puțin peste jumătate de inci mai mic. Hmm. și totuși Fold 2 pare mult mai mare. Ecranul său interior este mai mare decât cel de anul trecut, cu tot aproape jumătate de inci. Și la senzația asta mai contribuie și faptul că marginile negre au fost drastic reduse. Deci, margini mai înguste, ca în 2020 așa, și Infinity O, adică nu mai are nociul la lateral hidos ci un punct pe ecran sub care se găsește camera frontală, ca la seriile S sau Note 20. De fapt, apropo de Note 20, zici că este făcut pe șasiul acestuia. Uite cât de tare seamănă modulul de camere de pe spate. Dar ajungem și acolo. Și chestie faină. Ecranul pliabil este pe... 120 de herți. Și mai are o chestie interesantă. Este adaptiv, adică rata de refresh este variabilă în funcție de conținutul afișat. Dar evident, există și un dar, nu se poate altfel, atunci când rulez conținut nativ în 120 de Hz, gen jocuri cu această specificație, rezoluția ecranului scade la Full HD. Evident, pentru a economisi baterie. Fix la fel ca pe S20 și Note 20 Ultra. Și da, nu se mai exfoliază. Sigur, nu înseamnă că trebuie să te porți cu el ca melteanul. Samsung te și previne cu o predică scrisă pe folia sa protectoare încă de când îl scoți din cutie. Nu faia aia, nu fa altă, nu-l cu cheia, dar categoric și indubitabil, soluția implementată acum este la an lumină distanță în ceea ce privește rezistența și fiabilitatea față de primul model. Este aceeași ultra thin glass, adică sticlă ultra subțire de pe Z Flip-ul introdus anul ăsta și de care până acum nu s-a plâns nimeni, acoperită și cu un strat rezistent de plastic. Bun, și acum revenind la body, în același context al rezistenței, este aluminiu solid și Gorilla Glass Victus, cea mai rezistentă sticlă disponibilă în momentul de față pe față și Gorilla Glass 6 pe spate. Cred că au vrut să fie siguri. Apropo de spate și de asemănarea cu Note, pe lângă modulul de camere și culoarea este cea introdusă pe noul Note acum câteva săptămâni. Scannerul de amprentă este pe margine și nu sub vreunul dintre ecrane. O soluție constructivă simplă, dar eficientă. Probabil pentru a nu complica și mai mult telefonul. Și balamaua este asemănătoare cu cea de pe Fold 1. Acolo oricum nu erau probleme, doar că Samsung au decis să-i dea și un sens acestui pliabil. Vă explic imediat. El se numește Flex Mode și profitând de balama și de faptul că telefonul se pliază și se depliază în diverse unghiuri, s-au gândit să ofere și suport software pentru asta ceea ce devine cu adevărat interesant. Ca și cum telefonul s-ar împărți pe două ecrane. Poți să vezi un clip de YouTube pe unul dintre ele și să ai controlele pe celălalt. O idee smart și în sfârșit ai impresia că povestea asta cu pliatul începe să capete sens. Adică în sfârșit au început să adapteze softul. Nu doar pentru aceste funcții, ci pentru un ecran mai mare în general. Ai continuitatea de a trece de pe un ecran pe altul, ceea ce aveai și pe fold 1, și de a prelua conținutul extins pe ecranul de pliat. Poți avea până la 3 aplicații deschise simultan pe ecranul mare, multitasking pe 3 ferestre, asta este iarăși foarte fine. poți face drag and drop cu aplicațiile și DeX Wireless, adică atunci când afișezi conținutul telefonului pe un display mare, din păcate nu mai am aici televizorul, interfața care ți apare nu mai este cea de pe telefon, ci cea de desktop pe care poți opera cu mouse și tastatură. Asta. Asta înseamnă mai multe funcții și posibilități dacă vrei să-l folosești pentru lucru. Sunetul pe telefon este foarte mișto și stereo ca lumea cu difuzoarele poziționate la extremități. Este puternic și clar și mai ai o baterie de 4500 mAh împărțită pe ambele jumătăți ale telefonului. Nu pare prea mult, dar pe mine m-a ținut o zi întreagă cât l-am testat, m-am jucat, am pozat și am filmat cu el. Sigur, consumatorii sunt acum mai mulți și mai mari. Un ecran mult mai mare pe față, un ecran mai mare de 120 Hz la interior și, nu în ultimul rând, un procesor mult mai puternic dar ajungem imediat și acolo. Fast charging pe 25W, un pic cam puțin după părerea mea, încărcare rapidă wireless pe 11W și încărcare inversă, adică poți să încarci un alt telefon sau accesorii de la el. Am încercat chestia asta cu boabele de fasole, astea. Și apropo de ele, n-am să intru în prea multe detalii acum și aici, dar n-aș zice că m-au dat pe spate. Adică mi-a plăcut mult, mult ideea și conceptul, pentru că nefiind intruzive, sunt ușoare și extrem de comode. Poți să le porți ore întregi fără să le simți că îți violează urechile, dar dezavantajul este că nefiind de tanșe, sunetul este destul de slab, metalic și mic, așa, țâțâit. Bași nu există, iar percuția este pe alocuri de-a dreptul supărătoare. Și acum hai să vorbim despre procesor și dotări. 865 Plus, direct, adică cel mai puternic procesor din lume pe Android, fără variante mai slabe cu Exynos, adică este The Real Deal. Mi-a scos la pas aproape 3200 de puncte, mai exact 3196 în Geekbench 5, scor care îl plasează acolo sus în top iar procesorul este secundat de numai puțin de 12 GB de RAM LPDDR5 și două versiuni de stocare ultra rapidă de 256 sau 512 GB și bineînțeles 5G. Și ultimele, dar nu cele din urmă, camerele. Și aici vom discuta un pic mai mult și o luăm de la coadă spre cap. Avem două camere frontale identice, una sub ecranul mic și una sub ecranul mare de 10 megapixel cu f2.2 de 26 de mm, capabile inclusiv de filmare 4K60. Pe spate, în acel modul asemănător cu cel de pe Note 20 și la fel de pronunțat, avem trei camere, toate de 12 megapixeli. Interesantă alegere. Nu, nu sunt cele de pe Note 20 și cu siguranță nu cea principală de 108 megapixeli. 26 de mm wide cu f1.8, 12 mm ultra wide cu f2.2 și 52 de mm cu f2.4. Din 2-2 doi doi, faceți toți la fel ca noi. Focala wide-ului este un pic peste dublul celei ultra-wide și jumătate din cea atele obiectivului. Deci zoom optic in 2x și out 0,5x, fără 5x, fără 50x, fără filmare 8K pentru că evident nu duce rezoluția senzorilor și fără alți clopoței. Dar camerele sunt bune, wide-ul și teleul au ambele stabilizare optică, schema de culoare este identică pe toate trei, deci un setup cinstit, dar fără pretenții excesive, bun și eficient. Nu, nu se compară pe hârtie cel puțin cu acest Note 20 Ultra, dar tot ce am filmat 4K60 și tot ce am pozat a ieșit bine. Night mode-ul este bun și vă voi arăta imediat și ce a ieșit. Și pentru că pe telefonul ăsta ai numai puțin de 5 camere, Samsung s-au gândit să profite de treaba asta și să implementeze și niște jmecherii. De exemplu, poți să afișezi aceeași imagine cu ce urmează să pozezi pe ambele ecrane și în felul ăsta să poți face selfie inclusiv cu camerele principale. Sau poți să te joci cu camera și în modulul la flex despre care vorbeam mai devreme, având comenzile pe un ecran și preview-ul de imagine pe celălalt. Și când am ajuns la camere, m-am gândit să simulez o experiență autentică. Cum cum? Așa, da, să simulez autenticul. Băi, deci n-aveam cum să știu când mi-a venit ideea asta oximoronică, sau mai degrabă moronică, cum vreți să-i ziceți, nici nu bănuiam cât de aproape voi fi de adevăr și de esența noastră ca nație. Da, suntem o nație oximoronică. Dar să nu anticipăm, voi ajunge imediat și acolo și vă veți prinde instant de ce am zis asta. Deci, ne fiind nici în Bucovina, nici pe la mare, nici pe la vreo sau cetate, cu atât mai puțin pe afară, pe la ceruri albastre și mări limpezi, m-am gândit, bă, cum ar fi să mă dau prin București ca și cum aș fi turist. Nici nu mă gândeam la ce surpriză o să am. Și ca simularea să fie autentică, am intrat pe Atlas Obscura. Apropo, pentru cei care nu știți ce e asta, deși multă lume cred că știe deja, este un site, atlasobscura.com, mulțumesc Vlad Andriescu, unde găsești locuri mai puțin cunoscute, mai ciudate și lucruri interesante de făcut în diverse orașe din lumea asta, de la Kuala Lumpur și, nu știu, Ouagadougou până la New York sau Barcelona. Și nu sunt obișnuitele cârcium și muzee de pe TripAdvisor, sunt tot felul de curiozități și ciudățenii. L-am folosit în Barcelona, unde mai fusesem de vreo 10-11 ori, dar în februarie anul ăsta, când am fost ultima oară, m-a ajutat să descoper noi chestii în orașul ăla, pe care, repet, îl răzvăzusem, de a căror existență habar n-aveam. Atlas Obscura, folosiți-l cu încredere. Deci, București pe Atlas Obscura, 10 obiective mi-apăreau. Casa poporului, me, n-aveam chef. Arcul de triumf, am fost pe el nu de mult, chiar la expoziția aia controversată banschi pe la finalul anului trecut. Mănăstirea Znagov, abia fusesem la mănăstiri, nici așa pios nu sunt. Zic, ia uite aici, muzeul Chiciului și cărturești carusel, mai fusesem și acolo, la doi pași una de alta, plus că ambele sunt în centrul vechi. Deci hop, beton! Am exterioare în centrul vechi, atmosferă, poate prin chiar noaptea să fac și ceva night mode și am și două locații de interior, mai mult sau mai puțin luminate. Acestea fiind zise, am încălecat pe oșa, pe calul meu Yamaha vreau să zic, coi fun cap, adică casca și masca și ca Don Quixote am plecat să mă lupt cu morile de vânt și cu telefonul. Bă, a fost o experiență tare de tot. Simularea autenticității și autenticitatea simulării, asta e. Și oximoronul ăsta este peste tot în jurul nostru. Până și ultima poză de noapte, o să vedeți, este tot un oximoron voi divaga un pic, dar stați cu mine pentru că voi lăsa imaginile toate făcute cu acest telefon să vorbească. Deci nici nu mi-am început bine periplul că am dat peste cea mai tare fază posibilă. Îmi zicea unul prin comentarii că inventez situații ca să, nu știu ce, să se amuze lumea sau ceva de genul ăsta ca să fac eu trafic, nu știu, o tâmpenie din asta. Prietene, am să-ți răspund. Doamne, dacă aș avea atâta imaginație și talent regizoral, aș fi custurița, prietene, nu un băiat oarecare de pe YouTube. Deci sunt situații pe care n-ai cum să le inventezi. Genial să fii că tot n-ai cum să le imaginezi. Viața bate filmul. Deci fiți atenți la asta. La o terasă din asta oarecare din centru vechi, Chelnerița se tot străduia să alunge un homeless de ăsta mai golănaș, așa tinerel, dar soios și ciufulit rău, mirositor și zice Pleacă mă de aici că vin turiștii străini și nu dă bine. La care el îi răspunde instantaneu, absolut halucinant, de-am crezut că n-aud bine, în engleză și cu accent foarte bun pe deasupra. You need some real representation here. Ce să mă? Eram în trecere, pur și simplu, mă opresc și mă întorc siderat către el, aproape frecându-mă la ochi și la urechi și zic Cum ai zis, mă? La care el repetă impasibil. You need some real representation here. Și apoi îmi explică. Păi cum? Și noi nu suntem tot în filmul ăsta? Băi nene, deci a fost cel mai tare preambul care mi se putea întâmpla pentru ce avea să urmeze. Muzeul Chiciului. Tarararam. Uite aici, Nicu Boss. M-au întâmpinat niște scări lungi și întunecoase, prilej cu care am testat diversele focale și night mode-ul, iar la capătul lor niște pitici de grădină cu niște expresii comic tâmpe, apoi un isus imens pe tot peretele având aceste pisici la picioare și apoi am pătruns într-o încăpere care m-a întâmpinat cu un tradițional Hello Budapest, uh, pardon, Bucharest voia să zică. Hai că începe bine! Am plătit intrarea și la primele exponate am crezut, mă iertați, că mă cac pe mine de râs. Statuia cu aur la gât, mitropoliții, dar abia la icoana cu două fețe, Iisus sau Maica Domnului, în funcție de unghiul din care priveai, sau tot în funcție de el, Iisus și Maica Domnului, adică un fel de Maica Domnului cu barbă, a început tata artileria grea. Bă, deci nu e blasfemie. Sunt oameni care au avut așa ceva în casă. Cineva a avut-o pe perete, îți dai seama. Și sunt convins că erau și foarte credincioși. Sigur, la fel de tâmpă era și explicația în engleză pentru turiștii occidentali. Realități și meta-realități, simulare și autentic în ceea ce privește orice. Credință, artă, patriotism, politică, totul. Damigiana cu flori de plastic, popii cu merțane, peștii de sticlă care se luminau în diverse nuanțe. Totul este comic și hidos în același timp, naiv și grotesc, amuzant și înfiorător de trist. Băi, și-am dat peste televizorul sport la care se vedea finala de 96 și, doamne păzește, se vedea ca atunci cu purici și cu dungi și am stat blocat, fascinat, siderat și am privit o minute întregi. Duca da, mă apără! Wow! Câtă mândrie, câtă bucurie, câtă speranță. Deși și aia a fost cumva tot o simulare, întrebați microbiștii adevărați, cum s-a alcătuit steaua lui 86. În fine, asta este o altă discuție, mai potrivită poate pentru istoricii sportului. Dar cine ar fi știut atunci ce avea să urmeze? M-am desprins cu mare greutate de flicărul ăla care mi-a dat fior pășirea spinării și am continuat periplul cu merele de plastic, cu televizorul diamant cu mileu care intona cântece patriotice de slavă. Am trecut prin vitrina cu bibelouri de porțelan, prin pick din care vocifera Romica Puceanu și am testat cele trei focale ale lui Fold 2 pe patul acoperit cu pled din vârful căruia făceau cu mâna trei păpuși de plastic. Ce frate. Alte bibelouri, alți pești, alte rufe la uscat, goblenul înrămat cu Mona Lisa, florile iluminate, alți câini de porțelan. Telefonul curat, ce contrast demențial cu fold 2 din mâna mea, am avut și eu de la, radioul și sticlele de lapte cu gură largă. Și pe nesimțite am intrat în nesimțire, adică am ajuns în zorii democrației mioritice, cu fete, ghiuluri și manele, cu sacoșe de rafie, cu tricouri cu imprimeuri geniale, cum este acest Black is the New Black, Atâta umor involuntar, atâtea contradicții ale unui destin național simulat, autentic și autentic simulat. Din nou Mona Lisa, șpanchie de data asta, eternă dincolo de regimuri și epoci, saboții DNG turcești sau chinezești, cine le mai ține socoteala, țoalele țipătoare și memele de stestrici de râs sau de plâns. Iată câteva. Apoi OTV-ul lui Diaconescu și FIFA cu mileul pe monitor, bă mergea nebuni, Mario rulând și el de pe o prăfuită casetă galbenă, pe unul dintre primele televizoare color mai șmechere pătrunse și la noi, au avut și ai mei un astfel de Gold Star la un moment dat, Pamela Anderson în Baywatch și navetilii de Pepsi, gondola iluminată, acvariul fals, soba de teracotă cu lașciva de serviciu deasupra. Lume, lume, soro lume, o nebunie, un talmeș balmeș al identității noastre naționale, al subconștientului colectiv, un roller coaster ce trece abrupt de la comic, la grotesc, la hidos, la sinistru. Spune multe, multe despre noi acest muzeu și nu tocmai de bine. Râs de mori și nu e râsul tău, este catartic. Te ajută să înțelegi cine suntem, de ce suntem ceea ce suntem și de ce nu putem fi altceva decât suntem. Și când am ieșit de acolo înapoi în centrul vechi, am simțit din nou asta. Pentru că am nimerit fix într-o extensie exterioară a aceluiași muzeu. Un alt talmeș balmeș contradictoriu de hipstereală și gherțoială, de luxos și dărăpânat până la ruină, de opulență și pauperitate extremă, de sex și credință, de europenism simulat și balcanism autentic. O lume sfâșiată între Occident și Orient, așa cum am fost mereu în toată istoria noastră. Curat murdar, nene Iancule, că bine le-ai mai înțeles după toate. Pentru că la doi pași mai încolo am pătruns în acest templu fițos și hipster al cărților, al vinilurilor, al unui București parcă desprins din filmele lui Godard combinate cu totul despre sex, acest templu hipster care este cărturești carusel. Monumental, întins pe nu știu, 3-4 etaje și un demisol, bubuind de jazz de Charlie Parker, de Evora și Ravel, de Sartre și Cărtărescu, de alb steril și pastel și de intelectual cu bărbi, ochelari cu ramă groasă și măști puse regulamentar pe nas și gură. Eco-friendly, pets-friendly, kids-friendly, orice friendly în elitismul lor autentic superior și simulat tolerant. Și de aici, din nou afară, în vacarmul balcanic, în care se amestecă edificii grandioase cu coloane zvelte, hanuri vechi și biserici elegante, coexistând leneș și indolent cu maghernițe puturoase, ale căror găvane goale cu geamuri lipsă se holbează la tine. Hipioate și intelectuali, pițipon și ce mafioți și amețite, se amestecă cu homeless, cu țambalagii, cu kelner și vânzători ambulanți de suveniruri, cu librari și hipster, cu șmecherași, cu lolite și de al de Humbert Humbert, Într-o colcăială febrilă de terase, teatre, cluburi de striptease, cluburi de fițe, ochiade și dorințe. Iată și ultima poză. Turnul bărăției față în față cu duduia asta de pe display, cât el de mare, instantaneu relevant al României de azi și, de ce nu, al lumii întregi. Și acum ea, tech diehards, uite ăștia d în poza asta, vor zice, telefonul mă, telefonul! Pe tot ce văzură până acum este opera acestui Fold 2, prin obiectivele căruia eu, locuitor al Bucureștiului, am devenit turist prin centrul vechi al orașului meu pentru o seară. L-am abordat ca un turist cu telefonul pe automat, simplu, fără pretenții profesionale, așa cum o vor face probabil mai toți în mâna cărora va ajunge. Până la urmă contează ce vrei să spui și cu ce vrei să rămâi, iar scula trebuie să te ajute în acest demers, vreau să zic. Iar eu n-am simțit nicio clipă că telefonul nu m-a ajutat. Alea trei focale, 12, 26 și 52, adică 0,51 și 2X, au fost de ajuns pentru ce am vrut să fac și am și făcut. Mai mult, pentru prima oară ever la un telefon, deplindul l în toată mărimea și splendoarea lui, am putut să râd și să mă întristez cu prietenii, arătându-le pe acest ecran picurile mele. La o bere, în același centru vechi, fără să mai simt nevoia de a le pune undeva pe vreun televizor, pe vreun laptop sau pe vreun monitor ceva. Ecranul depliat mare și frumos al lui Fold 2 s-a dovedit suficient. Și mai departe și mai mult, o zi mai târziu, adică azi, împărtășesc cu voi aceeași experiență imortalizată ieri cu același telefon acum aici pe YouTube. Normal că am să-l dau înapoi, că mă întreba cineva în comentarii ce se întâmplă cu aceste telefoane care îmi vin la test. Nu sunt nici Mr. Who's the Boss, nici Super Chef, nici MKBHD și nici România nu este America sau UK și nici clipurile noastre nu sunt în engleză. Deci da, telefonul pleacă. Dar știi ce? Deși m-am atașat de el și mi-a devenit neașteptat de drag, poate și prin prisma acestei experiențe, nu-mi pare rău. Va merge la altcineva, căruia sper să-i placă și să se bucure la fel de mult de el. Este un mic miracol tech. Și nu e mișto printr-o specificație anume sau alta, este mișto în ansamblu și ca experiență. Nu pot să nu-i admir pe Samsung pentru că nu s-au dat bătuți. Nu pot să nu-i respect pentru insistență și perseverență. Și nu cred că a fost simplu. Au avut de înfruntat un prim fail, mai au încă de înfruntat rezistența oamenilor la nou și schimbare, a se vedea chiar comentariile voastre, bine, și ale mele uneori, dar Fold 2 mă face să cred că vor reuși în cele din urmă este mult peste primul, deși încă foarte scump, a venit cu un preț de lansare mult sub cel la care a apărut primul și poate în felul ăsta, următorul, la anul probabil, va veni și mai ieftin. De asta trebuie să începi de undeva, oricât de greu sau nereușit ar fi startul, pentru că doar în felul ăsta ne-am putea trezi într-o bună zi cu o nouă și interesantă categorie de dispozitive pe piață, disponibilă nu doar pentru câțiva bogați, ci pentru noi toți. De aceea eu nu pot să zic decât răbdare pentru că acest nou fold este mai mult decât promițător. A, ah, și mai pot să mai zic ceva. Hoi cu algoritmul în secțiunea de comentarii. Prima întrebare. Ați ajuns cu mine până aici? Nu v-ați ofilit de plictiseală? Dacă nu, și totuși printr-un miracol ați răbdat până aici, măcar v-am convins să-i acordați o șansă. Nu în sensul de a-l cumpăra, doamne feri, că nu sunt eu agentul de vânzare al lui Samsung. Dar cum vi se pare acum ideea de telefon pliabil? Uitându-vă așa la ce v-am zis despre Fold 2, despre ce este și cum este el. Credeți că într-o zi genul ăsta de telefon va fi la fel de prezent și de accesibil ca cele obișnuite și care sunt acum peste tot? Abonați-vă în zonă să dezbatem chestiunea acestui telefon, dar și a nației în general, apropo de ce povesteam mai înainte. Bă, ar trebui să-i plătesc cumva copyright lui Pătraru? Mă găsiți pe Insta la Dan underscore Cadar. Da chiar, intrați să vedeți și voi acolo finala din 86. Hai, baftă!